Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou video. Sunt supărat pentru că acum când am venit dimineață, nu știu ce s-a fi întâmplat azi noapte, dar aici ăsta era sărit și ăsta și portița asta era desfăcută. Cam agitat copilașă, m-am uitat pe camere, nu știu ce o fi speriat. Gâștile văd că sunt integri, nu știu exact și jivin o fi fost pe aici, prin spatele camerei, nu pot să-mi dau seama, și am văzut și niște traumatisme pe la ei. Ia să ies, merg partea ailaltă ca să vi le arăt. Eu am luat un gard electric cu câteva zile în urmă și n-am mai avut timp să-l mai instalez. Uite, ăsta săracul cam șchiopătează. Ce-ai pățit acolo, uite, aici la picior. Ia să mai vedem și altul. Ăsta-l-alt, din coace. Nu cred să vede bine. Ia să vedem. Da, are și ăsta aici un pic de jolitură. Vreo 2-3 care au ceva. Uite, și ăsta săracul are acolo la picior, s-o alerga pe aici prin țarc și nu știu ce-o fi putut să-i sperie în halul ăsta. Nu știu ce-o fi putut să-i sperie. Și ei s-o alergat pe aici, adică s-o urcat pe acolo prin troaca aceea. Ce-o mai fi făcut, nu pot să-mi dau seama. O să mă uit exact pe camere și o să văd cum stau lucrurile. Dar ce este că trebuie să pun gard electric, că nu se mai poate. Nu se mai poate. Deci sunt atâtea animale de astea sălbatice, dar cred că mai mult domestici, cred că câinii ceva și cred că probabil numai la vederea lui s-o speriat, că nu cred eu că a intrat aici în țarc la ei. Dar, în fine, o să văd și chestia asta și ce s-a întâmplat exact. Ia uitați-o și pe ăsta aici la picior, unde s-o fi agățat acolo, nu pot să-mi dau seama. Nu pot să-mi dau seama. Da. Deci e clar că trebuie să pun și ăsta aici la piciorul ăsta-alt un pic. Eu am avut grijă să nu am cuii pe aici, să nu am nimic care să-i afecteze, să-i rănească, dar cred că au fugit și s-au izbit unul în altul. Uite, și ăsta aici, stai cu minte, mă, stai cu minte. Uite, s-a obosit, s-a așezat jos. Asta este. Câine fără stăpân. A, sunteți obosiți? Stai cu minte, mă. Nu, trebuie neapărat să-i instalez gardul ăla electric, dar probabil că nu, din intra la ei nu a intrat. Probabil că o fi lătrat pe aici sau l-o fi văzut și s-o speriat. Asta este, dacă ei aici s-o învăța să stea singuri și să nu-i deranjeze nimeni, vă dați seama că în momentul în care au văzut un câine pe aici, s-o speria săraci. Și au început să alerge. Asta e viața. Cu toate că am acolo gard, deci am făcut gard de jur împrejur aici la 15.000 de metri pătrați, cu plasă de 1,75 m, cu șpalier dintre ăștia de beton. Am mai făcut încă un gard acolo și, domnule, tot nu ești protejat, ar mai trebui încă un gard, 3 rânduri de garduri. Și ia uitați aici, pe dedesubt, la sârmă asta, la sârmă ghimpată, că am un rând de sârmă ghimpată, am mai pus, cu făcut întâi o gaură, am mai pus niște plasă dintre asta de Buzău. Ei, a, uitați-o cum o strâmbat-o și cât o sapat sub ea, o strâmbat-o, domne, o strâmbat-o și pe asta și o intrat aici pe insulă. Ei, și trebuie să fac eu acum ca să scăp și eu de asemenea animale. Și nu este singura gaură, o să vă mai arăt și altele, deci eu în fund ei fac altele. Dacă și până și grăunțele de la gâștile mănâncă, deci imaginați-vă și câini sunt ăștia cât de flămânzi dacă ei mănâncă grăunțele tari, nu le poți sparge cu ciocanul. Ia uitați-l unul, a, uitați-l, e de la stână și el, a, uitați-l unde. Ia uitați-l unde. Haide, mă. Uite,
A, uite-l cum umblă. Lelea. Asta e unul, dar vă mai arăt. Zeci, cred că. Care stă, uite așa ea. Și caută și îi strupți de foame, cred că nici la stână n-are ce. Asta vă care un jujău de ala la gât. Hai că mai sunt grăunți aici la găști, mai speri un pic struță. Ia să vedeți acum cât iese de aici așa, la, uite cât e, nici 100 de metri. Uite, altul tot, cred că e frate cu ăla, care, efectiv, nu știu la ce îi ține aici și cine le dă voie să țină atâția câini. Uite. Uite. Uitați-vă. Uitați cum îi ține. Dar acum sunt la somn, pentru că toată noaptea lucrează, caută, și acum ori stau las de foame, ori dorm pe undeva. Alță pe mine din coașe care tot slobos, da? Îi găsesc eu și pe aia. Aici au o altă gaură. Și aici au o altă gaură. Tot la fel, o sapat, rămas păr pe aici, nu știu dacă a fost pus aici plasă de aer de Buzău, am să-mi fund și gaura asta, am să mă lupt cu morile de vânt, dar nu mă las, până când nu trebuie să fac ceva, o să pun gardul electric, trebuie să văd ce să fac, dar nu se poate, domne, nu se poate așa ceva, încât să nu poți crește o pasăre, să poți crește un animal de rău câinilor, la cei care le place să-i țină, să-i vadă, dar să n-aibă grijă de ei, nu știu. Ia uitați-l săracul, ăsta care e în urmă, cum merge șchiopia, ia uitați-l. Ce-i copilul? Ești lovit? Ce să fac eu? Uite, o să mă duc să-mi fund toate găurile, o să pun gardul electric, să nu vă mai streseze nimeni. Da, mă uitam și aici, ia uitați, în partea de jos aici, cum o săpat, să intre la ei probabil. Și ei cred că s-au speriat. Uite, o săpa și aici. Poftim. Ce-i? Ce vrei să-mi spui? Și tu ești julitul ăla acolo la picior? Și tu ești, e? Doamne, fierește, domne. Eu nu zic să nu țină câini, dar să aibă grijă de ei și să-i țină, dacă văd că fac treburi de genul ăsta, să-i țină, domne, legați, să-i țină în curte, să-i țină în padoc, să aibă grijă lor. Nu să omoare alte animale care, vorba ce, sunt folositoare. Uite, ăla e plin de sânge acolo la picioare. Ia să-l văd. Uite, săracul. Dar dintre toți ăla de acolo, ăsta e cel mai, merge cel mai șchiop săracul. Uite, și revine, nu-și revine, o să văd. Ce ai pățit? Aoleu, săracul. S-o așteja altă jos, acolo, cred că de durere. Restul ăștia alți fă că stau pe aici, pe lângă mine. Ăla săracul s-o așeza jos acolo. Eu sper să se facă bine. O să merg. Cu toate că este duminică, n-am ce face. Uite asta, zici că te odihnești, ai animale, trebuie să ai grijă lor. Trebuie să umblu acum de jur împrejur, să-mi fun găurile alea și să văd, nu știu, mă apuc să pun și gardul ăla electric, să nu îl pun, nu știu dacă am timp astăzi. Uite asta este, când ai animale, zici că te odihnești, dar niciodată nu mai ai odihnă și nici timp liber. Am fost și am adus bolovan dintre ăștia mari ca să umplem aici găurile astea, că am pus o dată plasă de Buzău, o sapa pe sub ea. Uite cum a strâmbat acolo fierul ăla, l-a strâmbat. Și a rămas și păr acolo, o rost și rădăcină. Hai, bag acolo, bagă, așa, dă-i, bagă bolovanii aici mari să văd, a să mai poate să-i mai dei și pe ăștia la o parte? N-am putut să văd asta ceva. Da, animalul de foame, faci orice animalul de foame. Mai dai acolo unul. Hop, așa. Mai adu unul partea asta în dreapta. Dacă se poate să-i mai mute și pe ăștia, deci eu în fiecare zi trebuie să vin să verific. Da, trebuie să pun gardul ăla electric
Și atunci picarii l-au curentat, a doua oară nu mai vine. El zguduie. Dar ce să-i facem dacă asta e viața, asta e viața. E, gata, asta am înfundat-o. Am mai înfundat câteva, hai să vedem dacă mai sunt altele. Să ne asigurăm cât de cât că nu poate să mai intre animale sălbatice, bineînțeles, pe aici, pe sub gard, când pe deasupra gardului, asta este. A? Așteptați să intrați iar acolo să mâncați, a? A, uite cum stau ea. Ia, alță doar. E poftim. E poftim. Asta e România. Ei, ce credeți? Am zis că să mă culc, dar gândul meu e tot la copilaș, aici la struț, și am zis că să viem un pic să văd ce se întâmplă. Nu știu, m-am atașat prea mult de ei și acum, cu toate că eu îi văd de pe camera acasă, dar nu știu ce se întâmplă în jur. Ce fel de sălbăticiune o fi venit, dar vă spun, a fost câini, pentru că am auzit lătrăturile. Și atunci s-au speriat, pentru că o schelălăit și s-au alergat. Sunt foarte sperioși. Acum sunt curios să văd cum o să reacționeze. Uite, găgăitoarele sunt aici. Sunt curios să văd ce fac ei. Am lăsat aici și muzică. Prietenile lor, găscuțele. Copii, copii, nu fiți stresați. A? Voi ce faceți? Copii. Sunteți toți aici? Care-i treaba? Hai, stați cu minți, că nu, că eu sunt, nu e altcineva. Nu fiți stresați, aveți acolo lumină, muzică. Am suplimentat aici cu două becuri. Aici în adăpost, ia uitați, e ca ziua. Aveau aici un reflector, le-am mai pus un bec să fie lumină. Am mai pus un bec și afară. Să le fie totuși bine. Copii, vă place așa cu muzică, cu lumină? O să fiți stresați o zi, două, dar îndepărtăm și noi dușmanii ăștia care vă stresează. A? Care-i treaba? Hai, fiți liniștiți. Sunteți toți ok? A? Asta-i viața, ce să facem? Lasă că securizăm toată zona, nu o să vă mai streseze nimeni, vă promit eu. Sistemul ăsta cu gard electric este acasă, de 7,2 joule. Dar nu am avut timp aici să vi-l pună, ce să vă fac? Asta este. Na, trebuie să vă, cum să spun eu, să vă oblojiți rănile ca să treacă stresul. Sunteți foarte sperioși voi. Copii, ce faceți voi? Hai, nu alergați, nu vă speriați. Nu vă speriați, copii, că eu sunt aici. Hai. Unde ești, măi, bobiță? Tu ăsta care merge aici, Știopârnogu, unde ești? Ești acolo ultimul. Gata, stați cu minți. Hai, că eu nu vă fac nimica. Stați cu minți. Hai, uite, și găgăitoarele astea aleargă.
Dacă ați vrea să alergați, mă vedeți pe mine aici și sunteți vesel că m-ați auzit? Lasă că aveți lumină, aveți muzică, o să dormiți liniștiți, da? Cel puțin așa cred eu. Ne vedem în dimineață, papa. Mă, voi ce vreți, mă? Ce vreți voi? Voi dormiți aici cu frățiorii voștri ăștia. Copilaș, hai să spunem la revedere. Așa, și promit eu că nu o să mai fi stresați, da? Hai, faceți năniță, noapte bună, somn ușor, visi plăcute, să ne vedem cu bine. Pa, pa!